Ne închinăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Și vă salut cu toată inima, cu toată dragostea și cu toată puterea din mine, cu toată încredințarea. Slăvit să fie Domnul Iisus. Slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt, care a venit pe pământ pentru noi și mântuirea noastră, care a dorit ca fiecare dintre noi și tot chipul și asemănarea Lui să ajungă să fie mântuiți. Dar aceasta depinde de noi. Iar această venire și slavă a Dumnezeirii a avut-o datorită chipului sfânt, datorită unei mame sfinte, datorită dragostei acelei născătoare de Dumnezeu, acele fecioare sfinte care a primit la început cu mirare, apoi cu încredințare, o însărcinare venită de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt ca să nască pe pământ pe Mântuitorul sufletelor noastre. Astăzi Biserica Ortodoxă și Catolică serbează și aniversează adormirea Maicii Domnului. De dimineață cred că cu toți am participat la Sfânta Liturghie săvârșită de slujitorii altarului. Durerea este că unii din cei ce azi dimineață au fost la biserică sau au slujit la altar, acum după masă sau după terminarea liturghiei, au început sfintele rugi, sfintele jocuri și petreceri de băutură și de închinare unui alt Dumnezeu. Și fac lucrarea lui Dumnezeu pe jumătate și împart inima cu Dumnezeu și cu cel rău. Și asta nu o fac decât pentru osânda lor. Spun unii, când este rugă la noi, când se cântă și se joacă, e raiul pe pământ. Așa înțeleg unii din semenii noștri raiul. Așa primesc unii raiul, dar nu adus de Dumnezeu, ci raiul făcut de șarpele viclean, de diavol. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne vorbește despre o sărbătorită, despre o Maică Sfântă și Preacurată și o numește, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, însăși din gura lui Dumnezeu, primele cuvinte au fost și astea ni le dă în cuvântul sfânt al Evangheliei din Geneva, Geneza, din Facere, unde cuvântul spune că Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe și a spus că vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și a ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci însăși Dumnezeu, după izgonirea din rai a primilor doi oameni, vorbește despre femeia născătoare de Fiul de Dumnezeu și ne încredințează că își va veni și va lupta împotriva diavolului, va fi aceea care va zdrobi capul, ca să nu poată în toată plinătatea și puterea lui să fie răzvrătit pe pământ și să facă numai ce vrea. Dacă Dumnezeu o numește în Geneza femeie, vedem un mare om al lui Dumnezeu, un mare proroc al lui Dumnezeu, că îi spune, iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel,
care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Traducerea sinodală spune, printre altele, dușmănie voi pune între tine și șarpe, între șarpe și femeie. Tradiția Cornilescu spune vrăjmășie. Sunt două cuvinte la fel, dar traduse diferit. Dușmănie și vrăjmășie, care sunt aceleași cuvinte, se traduc la fel. În Isaia ne spune că acest proroc, Isaia, cu 750 de ani, 650 de ani, nu se știe exact, a vorbit despre Fecioara Maria, care va fi însărcinată și va naște un copil. Și Biblia Sinodală spune, iată Fecioara va lua în pântece. Traducerea Cornelescu spune, iată Fecioara va rămâne însărcinată. Micile diferențe au ajuns de multe ori să pună contradicții și certuri între oameni, pentru că judecă și trăiesc lumește și nu după cuvântul lui Dumnezeu. Noi am crescut și am primit cuvântul lui Dumnezeu după traducerea Cornelescu, spune fratele Traian. Eu personal am primit un Nou Testament pentru prima dată în mână de la tatăl meu, găsit într-un veceu public în Deva, confiscat de securitate și pus ca hârtie igienică într-un veceu public din Deva. Iar Biblia Sinodală am luat-o în mână pentru prima dată abia în 1970, când în 16 august am avut nunta religioasă, m-am căsătorit. Cum aș putea să dau cu piciorul în Biblia Cornelescu și să spun trebuie să aruncăm la gunoi sau la veceu, cum făceau securiștii înainte? Nici de cum. Micile diferențe ar fi bine ca între noi să nu pună obstacol și să nu ne facă să ajungem la contradicții și la lucruri nepotrivite. La vremea potrivită, Dumnezeu a purtat de grijă ca ceea ce a spus El și ceea ce a spus prorocul Isaia să se îndeplinească. Și în felul acesta Dumnezeu binecuvântează pe doi oameni credincioși, pe doi oameni deosebiți, pe Ioachim și Ana, și le trimit o fecioară, le trimit o fiică, căruia îi pun numele Maria. Și acești oameni minunați au știut că ea trebuie să fie predată Domnului, să fie crescută pentru Domnul. Și parcă îi vedem cum de la distanță priveau cum fiica lor crește în templul lui Dumnezeu. Așa cum priveau părinții lui Moise de la distanță cum copilul lor Moise crește în casa lui Faraon. Educațiile au fost diferite, dar oamenii au ajuns sfinți și unii și alții, și Maica Domnului și Moise la rândul lui. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei ne vorbește de fericiri și printre fericirile scrise de evanghelistul Matei spune, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Biblia Sinodală spune, fericiți cei curați cu inimă, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Cea mai curată cu inimă între persoanele de pe pământ a fost Fecioara Maria.
prima ființă omenească care a adus pe Fiul lui Dumnezeu pe lume, l-a văzut prima la față, a văzut strălucirea lui dumnezeiască în toată plinătatea lui Dumnezeu. Deci l-a văzut pe Dumnezeu așa cum este prin acel fiu născut pe pământ. Îngerul Gavril se citea aici că a intrat la ea și a spus în cetatea Galilei, în ținutul Nazaret, și îi spune printre altele, după ce îi face o plecăciune, că este plină de har. Maria, Fecioara Maria, tu vei fi plină de har. Tu vei fi cea mai binecuvântată dintre femei. Și nici o femeie n-a fost mai binecuvântată ca Fecioara Maria, ca această sfântă și curată ființă, parcă făcută de Dumnezeu, pusă de Dumnezeu și aducătoare de fiu al mântuirii neamului omenesc. Dar odată cu această sfințire, odată cu această binecuvântare, începe și calvarul omenesc, care de obicei vine și trebuie să-l înceapă pe pământ toți acei care se înrolează și se înscriu să slujească Domnului ca niște bravi ostași ai Lui. Prima încercare, după ce îngerul vine și îi spune că va fi binecuvântată, plină de har și va naște un fiu căruia îi va pune numele Iisus, fiind logodită cu Iosif, prima încercare vine prin tulburarea minții lui Iosif și gândul ascuns de a pleca, de a o părăsi. Era o lovitură totală și ar fi fost o lovitură de moarte dacă se întâmpla așa. Dar Dumnezeu n-a îngăduit să se întâmple lucrul acesta, pentru că era vorba de Fiul Său. Și Dumnezeu n-a îngăduit ca Fecioara Maria să poată să fie dusă în cetate, aruncat cu pietre în ea și omorâtă. Asta i s-ar fi întâmplat Fecioarei Maria dacă Iosif ar fi părăsit-o. Vine îngerul Domnului și îi spune: gândul tău nu este de la Dumnezeu, stai lângă ea. Ai primit-o în ocrotire ca și pământean, ai grijă de ea și fii cu luare aminte că îți va aduce un Dumnezeu pe lume de care tu va trebui să ai grijă ca copil și până la va crește mare. Și într-adevăr vedem pe Iosif că renunță la această stare. Vine după aceea momentul nașterii și din nou Fecioara Maria, sfânta și preacurată Fecioară, trebuie să treacă prin încercări. Loc unde să nască nu găsea. Umblând din cetate în cetate, în orașele mari toate erau pline și ocupate. Și vine momentul când trebuia să nască, era ultima clipită. Iar Dumnezeu a rânduit ca într-un graj să vină să-L aducă pe lume pe Domnul Iisus. Dar nu se gata calvarul aici. Calvarul continuă pentru Maica lui Dumnezeu, pentru că avea un motiv ca șarpele să lupte împotriva Fiului lui Dumnezeu, diavolul să caute cu orice preț nimicirea lui. Și prin Irod lucrează cu vicleșug și vrea acest împărat nebun, turbat de mânie, să omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Dar tot Dumnezeu poartă de grijă și le spune, și spune lui Iosif să ia femeia și pe prunc și să plece pentru a nu fi omorât Fiul lui Dumnezeu. Ajunge Domnul Iisus la 12 ani. Și în cetate rămânând, toți trei, Iosif și Maria pleacă
Iisus, după ce ajung la o distanță oricare, nu-i nici unde. Doamne, ce-i cu copilul? Unde-i fiul nostru? Un alt necaz și o altă tristețe sufletească. Și vedem că se întoarce Iosif cu Maria înapoi și îl găsesc pe Domnul Iisus în templu, vestind cuvântul lui Dumnezeu. Nu se gata aici. Vine trădarea lui Iuda cu multă și cu multă răutate și cu multă ironie la adresa Domnului Iisus. Urmează după aceea bajocura oamenilor mulți care cu o săptămână înainte strigau: Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Și după o săptămână strigă: Osândiți-l, la moarte cu el, eliberați pe Baraba, acesta merită să moară. Și Maica Domnului, n-aș vrea să fie nicio mamă cu inima care a avut-o Maica Domnului. Nici o mamă să nu treacă prin calvarul care a trecut Maica Domnului. Și cu toate acestea, ea a rămas credincioasă. Chiar dacă săgețile otrăvitoare i-au intrat în inimă și a avut mult de suferit din cauza aceasta. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când altul. El binecuvântează sufletele doritoare de mântuire. Și vedem că viața Mariei, a Sfintei Fecioare, se contopește pe deplin cu viața Domnului Iisus. Nu putem vorbi de Sfânta Fecioară Maria fără a vorbi de Pruncul Sfânt, de Domnul Iisus, de Mântuitorul sufletelor noastre. Viața curată de femeie și fecioria ei sfântă, prin Fiul Său Sfânt, Domnul Iisus, a ajuns să aducă mântuirea neamului omenesc și a fiecăruia dintre ei ea. Dar într-o zi ca aceasta, de 14 august, biserica noastră și biserica catolică a crezut de cuvință și a pus înaintea noastră adormirea Maicii Sfinte, care pus într-un mormânt, pus piatră ca pe mormântul Domnului Iisus, ajunge să fie, să dispară de acolo și să fie răpită la cer, cu tot cu trup. Când Toma vine să se uite, să vadă, și ucenicii vor să vadă, să mai vadă odată trupul ei, nu mai era acolo. Ea este luată, răpită la cer și înălțată întocmai ca Ilie. Cântăm în bisericile noastre și cântăm aici la sfârșit de adunare: Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. De ce cântăm așa? Fratele Traian și unele versuri s-au cântat, s-au spus aici: pentru că ai purtat în brațe și ai rănit la sânul tău pe Iisus cel dulce, taina profeției, Fiul tău și totuși veșnicul stăpân. Fiul ei, dar totuși stăpânul ei, a Maicii Domnului, a fost Domnul Iisus. Spune fratele Traian în alte versuri: Tu ai fost aleasă cerului mireasă, Duhului altar și iubirii har. Prea cinstită fii tu, Maică, celui ce ne-a mântuit. Nimeni pe pământ ca tine, pe Iisus, n-a mai iubit. Te cinstim și te iubim, al tău nume fericim, că ai născut și ai crescut Fiul celui nevăzut și ai dus cu Iisus chinul crucii până sus. Fiți binecuvântate, mame scumpe și sfinte, fiți binecuvântate, soții iubite, fiți binecuvântate, fiice care purtați numele născătoare de Dumnezeu. Dar așa cum ceilalți sfinți
sunt, au nume purtați de oameni, și noi și voi. Să ne străduim ca într-adevăr să călcăm pe urmele sfinților cărora le purtăm numele, să trăim mai cu Hristos, mai în Hristos și mai mult pentru ei, pentru că binecuvântarea va veni și vine mereu peste noi, așa cum a venit peste Sfânta Născătoare de Dumnezeu, peste Fecioara Maria. De aceea să o cinstim, să o iubim și să-i cântăm cântări de laudă, pentru că merită să fie lăudată ca cea mai cinstită și mai sfântă dintre femei. Amin. Slăvit să fie Domn. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.